Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față vă voi arăta la ce voi folosi aceste kituri care au fost prezentate în clipurile anterioare, adică această sursă în comutație și kitul de față de amplificare audio. Și anume, voi îmbunătăți un sistem audio micuț de la Trust. O să vedeți boxa, subwooferul practic și sateliții un pic mai târziu. Bineînțeles că înainte de a monta kiturile în interiorul cutiei, pentru că am făcut niște modificări, voi încerca să îmbunătățesc răspunsul în frecvență al integratului de amplificare pentru sateliți. Mai exact este un YD1517P. Din câte știți, vă spusesem anterior că pe ieșire avem doi condensatori electrolitici de 220 de microfarazi. Iar în data sheet-ul acestui integrat ne spune că ne trebuie de 470 microfarazi, deoarece cei de față cam atenuează frecvențele joase. Ați observat că pe acel grafic sub 900 de herți atenuează. Așa că, pentru a avea o atenuare cât mai mică, vom pune două condensatoare pe ieșire de 470 microfarazi. Am zis că dacă se poate, de ce nu? O să scoatem condensatorii de 220 microfarazi, punem puțin flux, ca apoi să adăugăm puțin fludor proaspăt. Nu mai pun suportul ăla, că nu mai e nevoie, nu ai problemă. Se poate și așa. Da, din păcate nu o să puteți vedea. Și în zona asta, cred că trebuia schimbat vârful, unul mai mic, da, merge. Au ieșit condensatoarele. Și să punem pe acestea de 470. Unul aici. Și celălalt în zona asta. Da, vârful acestui LED con e destul de măricel, dar nu mai s-au să o schimb pe cel subțire conic. Se poate și cu asta. Să tăiem terminalele. Să curățăm cu puțin alcool izopropilic. Conectatorii au fost înlocuiți. Aceștia au fost cei vechi. I-am pus pe aceștia. Cei de față sunt la 16V, dar nu prea contează în cazul acesta, pentru că voi alimenta acest kit la 12V. Deci este în regulă. Iar acum să vedem răspunsul în frecvență, după ce am schimbat acei condensatori de 220 de microfarazi cu unii de 470 microfarazi. Luăm care per la frecvența de 1 kHz și amplitudinea de 1,5 V vârf la vârf. Vom scădea frecvența la 20 Hz. Aici se vede că atenuează destul de mult. De fapt și la cele de 220 microfarazi atenua mult mai mult. Dar e normal. Creștem frecvența. Începe să-și revină. Am ajuns la 1 V vârf la vârf. Frecvența de 70 Hz. Se observă că pe la 200, 100 și ceva, practic își revine aproape complet, de la 150, 100, între 150 și 200 de Hz își revine aproape complet, e în regulă. Mai departe, peste frecvența aceasta știți deja, din clipul anterior cunoașteți că am un răspuns în frecvență unul foarte bun, de fapt chiar am fost uimit, de câte se vede 40 de kHz. Avem 1,5 V vârf la vârf. Eu zic că este în regulă. Am îmbunătățit puțin răspunsul în frecvență. Bun, cam ăsta este sistemul audio 2.1 de la Trust, mă rog, e mare scofală. Va fi modificat. Să dăm sateliții la o parte, că deocamdată nu ne interesează. Cam așa arată subwooferul. Spatele, că am fost găurit și opărțit, nu contează, că oricum capacul spate va fi înlocuit. Veți vedea puțin mai târziu cu ce.
Să desfacem capacul spate. Să vedem ce se află înăuntru. A fost modificat cu foarte mult timp în urmă. Așa că... Și bineînțeles că am deconectat alimentarea și așa mai departe. Practic a fost un sistem scos din uz. Nu mai contează că oricum era în perioada când nu aveam LED-con, aveam un pistol de lipit și nu prea făceam treabă bună. Era cam nasol în perioada aia. În timp a mai evoluat. Nici radiatorul nu a fost prins, din păcate. Avea unul anemic, foarte subțire. Cam așa arată interiorul, subwooferul în spate. În interior am pus burete, că nu avea, așa că, da, în spate nu am pus, doar aici, doar în lateral. E mai bine decât deloc. Să scoatem butoanele astea. V-am spus, a fost umblat în trecut și de asta nu au fost strânse chestiile astea. Gata, placa în spate a fost desfăcută. Să desfacem și transformatorul. Nu este cel original. Din câte știu, a avut unul mult mai mic. Da, e un sistem audio de buget, practic. Și ce am să fac? Am să utilizez acest suport pentru siguranță fuzibilă, tai cât mai aproape de el, deoarece voi înlocui conductoarele. Și aici la fel. Haideți să vă arăt placa veche, PCB-ul vechi. Dar a fost înlocuiți cu LM1875, nu știu ce a fost în capul meu pe vremea aia. Unul pentru subwoofer și două pentru sateliți. Deocamdată partea asta din spate voi folosi ca șablon un pic pentru a da găurile de prindere, da, din colțuri. Dar vreau să scot cablul ăsta. Îl tai de aici, că nu contează. Trebuie să îl scot din zona asta. Gata, au fost scoase. Bun. Placa aceasta din spate va fi înlocuită cu una din aluminiu pe care am decupat-o. Da, decupajele nu sunt așa de bune, deoarece am folosit, cum să spun eu, bormașina. Cum să explic, am și uitat cum se numește, un fel de fierăstrău electric, un fel de pendular, cred că pendular se numește, da, în fine, care tai de regulă parchetul. Și da, am folosit câteva pile, așa că decupajele nu sunt chiar bune. Dar se vor acoperi, unele nu or să se cunoască. Deocamdată v-am spus că voi folosi placa din spate doar pentru a da găurile. Am lipit banda adezivă din hârtie, iar acum o să pot da găurile respective. Sunt destul de multe, în colțuri și în lateral. În total 8. Am desfăcut parte din față rama aceasta, mai cu greu, pentru că a fost lipită cu acel plastic topit. Acele tuburi din plastic. O să desfacem difuzorul de bas ca să putem să înlocuim acele conductoare. Gata, s-a desfăcut. LED-ul din față îl desfințăm, deoarece o să pun pe spate. O să pun conductorul acesta. Pentru că este mai gros. Asta mi se pare mai anemic. Să înlăturăm firele vechi. Gata. Și asta din partea asta. Punem puțin fluder proaspăt. În zona asta și în zona asta. Suficient. Punem difuzorul. Avem grijă să nu scăpăm șurubelnița în difuzor, în membrană. Să punem rama înapoi.
Da, am tăiat un pic mai lung, da, o scurtez acum. Cam pe aici. Las că să dezizolez mai târziu, lăsăm în interior. Iar acum să ne ocupăm de partea din spate. O să punem niște distanțiere pentru sursa în comutație. Gata, să punem sursa. Va veni așa. Am pus eu placa asta din aluminiu într-o parte, că altfel se vedea prost în cameră. Să punem și acest conector. Va fi pus așa. În întrerupătorul vine așa. Stai un pic. E important cum să-l așez. Aici vine din conector și aici se duce către sursă. Da, așa vine. Perfect. Să punem conectorii pentru sateliți. Pe aici, așa. Așa vine. Conectorii RCA pentru intrare audio. Canal R dreapta aici. Și canal stânga. Nu fugim. Nu fugim. Distanțier din plastic, mai mult ca să izoleze față de aluminiu. Piulița. Bun, hai să punem niște conectori. Unul pe intrare, aici, iar celălalt pentru a alimenta un LED. În zona asta am eliminat eu un pin al acestui conector, deoarece îmi trebuiau pe cei din lateral. A trebuit să improvizez nițel. Și va veni ceva gen undeva pe aici. Dar invers, o să-l pun pe partea asta. Să curățăm nițel cu alcool izopropilic. Partea asta de aici. În sfârșit pot să pun placa de amplificare. O punem aici. Urmează să punem conductoarele de pe alimentarea de la rețea. O să punem unul roșu și unul albastru. Cam atât, oricum o să-l scurtez un pic mai târziu. Și încă două bucăți în zona asta, un pic mai lung. Să cositorim acest papuc în zona asta. N-am clește pentru crimpat deocamdată, poate pe viitor. Bun, hai să atașăm aceste conductoare, unul aici, celălalt aici, al treilea în zona asta și al patrulea aici. O să scurtăm până în zona asta, până pe aici. Gata. O să cositorim aceste terminale înainte de a lipi acele conductoare. Să topim tuburile cu termocontractabile. Suficient. Urmează să punem niște pini aici. Un pin aici. Celălalt în zona asta.
Să-i crimpăm înainte. Cositoream conductoarele respective. Acum crimpez. Perfect. Celălalt. Gata. Tăiem până aici. Și la ăsta până aici. Să introducem unul aici. Ce bine intră și în zona asta. Perfect. Să strângem și la celălalt. Gata. Bineînțeles că ați văzut acest suport pentru siguranță fuzibilă pe care l-am scos din sistemul vechi. Să atașăm două conductoare. Să dezizolăm conductoarele astea. Nu foarte mult din ele, un pic. Gata, am lipit cele două conductoare. Un conductor aici, să nu uităm de arc, aici. Punem provizoriu această siguranță fuzibilă, e de 1 amper, rapidă, dar nu contează, e provizorie. Probabil voi pune una de 1,6 amperi. Ok, să punem ceva gen, să scurtăm puțin din acest conductor, că e prea lung. Să punem niște pini. Să crimpăm. Minusul aici, plusul în zona asta. Din motive de rezistență mecanică, sunt nevoit să pun astfel de conductor. Da, cel galben e mai gros, dar nu contează că oricum e mult mai mult decât ce trebuie. Da? Să crimpăm. Să introducem conductoarele. Canal dreapta plus aici, minusul canalului dreapta, minusul canalului stânga, oricum probabil e același minus, și pe o parte și pe alta, și plusul canalului din stânga. Știu, grosimea acestor conductoare e prea mult, dar e vorba de rezistență mecanică mai mult. Să cositorim aceste terminale. Iar acum să lipim conductoarele. Și ultimul conductor. Gata. Să punem tuburile termocontractabile. Unul aici. Și ultimul. Cel din al treilea trebuie un pic mai jos, dar nu contează, merge. În regulă. Urmează cablul ecranat pentru intrare audio. De aici până aici o să-l tai un pic mai lung, în caz de greșesc câte ceva. Am terminat de făcut cablul de intrare ecranat. N-am filmat deoarece a trebuit să fiu sigur că iese cât de cât în regulă. Am și cositorit, însă trebuie să pregătim și zonele conectorilor de panou RCA, masa de aici, mai mult fludor că nu-i problemă, gata, și în zona asta, și aici, să fie cositorii dinainte. Și plusul celuilalt canal de pe intrare. Perfect. Iar acum pot să introduc acest conector. Am tăiat într-o parte că e prea aproape de această placă din aluminiu. Asta e bine să intre un pic mai forțat.
Iar acum urmează să punem și un LED albastru, dar, mă rog, deja am făcut gaura. Eu am observat că, de fapt, avem lumină de la acest întrepător, dar deja făcusem gaura pentru un LED. Cel de aici va fi pus ceva gen... Da. Așa că, da, îl vom pune. Acesta va fi montat în serie cu un rezistor de 20 kΩ. Să vă măsor rezistorul. E de aproximativ 20 kΩ. Vreau să lumineze cât mai puțin acest LED albastru, ca să nu deranjeze. Să lipim rezistorul. Da, e ok, merge. Cositorim nițel. Lipim conductorul roșu. Și pe cel negru. Să punem niște tuburi termocontractabile. Mă rog, am pus roșu că am prea multe. Nu contează așa de mult. Să încercăm să punem unul deasupra. În sfârșit am montat acest LED albastru cu rezistorul de limitare a curentului. Bineînțeles că am pus și un conector. L-am asamblat în afara filmării, că am vrut să fie bine făcut. LED-ul va fi pus aici, dar trebuie puțin mai sus. Din păcate, plastic, tuburi în acelea de plastic pe care îl topești nu am, așa că o să folosesc superglue. Să sperăm că reușesc. Să pun pe deasupra. O să trebuiască să aranjez în afara filmării, n-am de ales. O să mai pun superglue într-o parte și în alta. Gata, a fost lipit cât de cât. Oricum se va solidifica mult mai bine în timp. Este suficient. Nu am vrut să fie nici prea în față. E suficient atât. Să punem conectorul aici. Perfect. Hai să facem un cable management, aranjarea conductoarelor. Pe asta îl lăsăm așa, nu mă deranjează. Să pregătim acest cablu. Ok, e cel care vine dinspre difuzorul de bas. Să punem niște pini, unul aici și unul în zona asta. Să crimpăm. Și celălalt. Cum să fac eu? Bag un pic înăuntru ușor. Și care e plus și care e minus. La conductor știu, dar de asta mi-ar fi plăcut să scrie pe partea salanta, de asta v-am spus mai de mult. Plus în stânga, minus în dreapta. Nu v-am măsurat oarecum impedanța difuzorului. Nu știu, că poate mă întrebați în comentarii și ca să știți. Doar ca să vedeți impedanța. E de aproximativ 6 ohm. Șurubelnița. Gata. Introducem capacul. Iar acum să punem și șuruburile. Bun. Hai să punem niște butoane. Din păcate nu am notat intrarea, ieșirea și ce reprezintă fiecare potențiometru. Aici e reglajul de bas și volumul principal. Hai că am mai făcut încă o modificare la conectorul respectiv de pe ieșirea sateliților, deoarece făcusem un test audio și am observat că se audea basul ca un sunet spart. Mi-am dat seama că pierde aer pe undeva anume. Da, ăsta este unul dintre motivele pentru care nu îmi plac boxele active. Eu prefer ca amplificarea să fie separat, ca acele boxe să nu aibă amplificarea în interiorul incintei acustice. Da, am pus plastic topit pe acel conector, am izolat ca să nu iasă aer cât de cât, iar între aluminiu și acest conector
și acea parte din plastica a conectorului, am pus un scotch dublu adeziv mai gros, astfel încât să izoleze. Înainte de a face testul audio, să notăm care sunt intrările, ieșirile, volum pentru bas și master volum. Basul este aici. Din păcate nu am altă variantă de notație. Input, intrare audio. Înainte era ieșirea pe conector RCA. Intrare dreapta. Intrare stânga. Și intrarea alimentării de la rețea. Ce credeți că am scăpat-o? Nu, nici atât. Întrerupătorul de jos nu îl notez, deoarece este destul de clar pentru ce e. Să conectăm intrarea audio. Ieșirea audio. Iar acum să alimentăm. Perfect. LED-ul albastru luminează puțin, exact cât trebuie. Sper că se vede bine. Să stinge lumina un pic. Da? Este exact cât trebuie. Nu vreau nici să deranjeze. Practic e atașat după sursa respectivă. Aici e întrerupătorul cu lumina respectivă de la tensiunea de 230V, iar LED-ul prin intermediul unui rezistor de limitare a curentului la 12V, la ieșirea acelei alimentări în comutație, acelei surse în comutație. Bun, iar acum urmează testul audio cu muzică. Doar ca să vă faceți o idee, oricum se știe că pentru a testa un sistem audio sau orice alt parte audio, e nevoie să fiți de față, cum s-ar spune, da? Ok. E reglat la jumătate și volumul basului și al sateliților. Da. Eu cred că este în regulă, se aude bine. După cum v-am spus, înainte se auzea ca un bas spart din cauza faptului că ieșea aer prin zona conectorilor de pe ieșire. Așa că am rezolvat această problemă. Și cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!